Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom învăța și vom vorbi despre îngerii întrupați. Cine sunt îngerii întrupați și care este scopul lor? Aceștia sunt exact ceea ce spune numele lor. Sufletele îngerilor s-au întrupat ca oameni cu misiuni și scopuri specifice pe pământ. Deseori sunt numiți îngerii pământului, aceștia fiind îngerii care trăiesc ca oameni. Iată ce ar trebui să știm noi despre îngerii întrupați. Cum să recunoaștem îngerii întrupați? Ia să vedem. Probabil că ați mai auzit Că îngerii nu vor trăi aceeași viață pe care o au oamenii. Și această afirmație este în mare parte adevărată. Însă, uneori, îngerii se întrupează ca oameni, ca un obiectiv foarte specific sau cu scopul de a învăța pe cineva o lecție importantă. Îngerii întrupați pot trăi doar pentru o scurtă perioadă de timp cât au nevoie pentru a-și îndeplini misiunea, a învăța și a influența în mod direct viața cuiva, după care apoi dispar. Dar nici acest lucru nu se aplică, deci, în toate cazurile, deoarece unele misiuni ale îngerilor întrupați se desfășoară pe tot parcursul vieții umane. Misiunile variază de la ajutorul dat unei persoane pentru a-și deschide inima, oferind vindecare și iubire, precum și îndrumarea directă și sprijinirea și asistarea oamenilor în ridicarea spirituală, ascensiunea către și legătura, mai ales cu divinitatea. Îngeri întrupați sunt foarte umani. Sufletele acestor îngeri trebuie să treacă de falul iluziei pentru a intra în viață ca un înger încarnat. Acești îngeri trebuie să uite de toată întinderea lumii și de calitățile lor angelice și să se scufunde în experiența durerii, a singurătății, a. Contrastelor, vulnerabilității, iubirii și bucuriei de a fi om. Cei mai mulți îngeri întrupați stabilesc puncte de referință și indicii uh, în calea lor pentru a-i ajuta să-și amintească originile. Totuși, cu aceste cunoștințe, ei pot să acceseze o mare parte din atributele lor angelice și puterea divină din interiorul lor. Îngerii aceștia nu sunt mai buni decât toată lumea, doar au origine diferită și sunt adesea conștienți la un anumit nivel de istoria lor ca ființe spirituale angelice. Datorită experiențelor lor sufletești din trecut, aflate în uniune directă cu divinitatea, au Tendința de a păstra o relație foarte apropiată cu Divinul de-a lungul vieții umane. Această legătură divină ajută la stimularea creativității, sensibilității și interesului profund pentru tărâmurile spirituale aflate dincolo de fizic. Îngerii de pe pământ. Nu duc o viață lipsită de provocări și datorită experiențele lor trecute, ghidate de telepatie, comunicare și emoțiile, pot fi dificile de controlat, așa că mulți îngeri întrupați aleg să se exprime prin muzică, artă și scris. Un lucru interesant despre această categorie de îngeri, este că își păstrează adesea aripile eterice, care reprezintă, mă rog, capacitatea de a purta voința divină. Aceștia nu pot spura fizic, dar ridicarea lor pentru a se conecta cu divinitatea este complet naturală pentru ei. Să ne Punem întrebarea: Sunt și îngerii căzuți printre îngerii întrupați? Ce ziceți? Din cauza faptului că există mai multe surse care spun că îngerii nu se încarnează niciodată, s-ar putea să te întrebi dacă îngerii întrupați au căzut din divin și, prin urmare, deci au ajuns pe pământ. Nu este cazul. Cel mai adesea îngeri încarnați pe pământ. Sunt într-o misiune divină pentru a învăța, ajuta și sluji pe alții, dar de asemenea vin să învețe, să crească și să descopere mai multe despre sufletul și natura lor prin munca lor pe care o fac pe pământ. Să vedem care sunt originile spirituale ale acestor îngerași întrupați. Într-un fel, dragii mei, suntem cu toți asemănători îngerilor întrupați datorită faptului că am existat înainte de viața noastră pe pământ în spirit. Diferența este doar la nivelul originilor și rangului din Ierarhia din Regatul Spiritual de dinainte de această viață. Însă, suntem cu toții pe Pământ pentru a sluji, pentru a învăța, pentru a crește și încerca să facem lucrurile diferit. Puțin, câte puțin, ai această abilitate de a te reconecta cu lumina ta de plină, de, ca ființă spirituală și, eventual, cu lumina sinelui tău angelic superior, chiar din lumea fizică. Ok, acesta a fost clipul despre îngerii întrupați. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine! Vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul și vă transmit din suflet lumină și iubire. Vă sărut dragii mei pe curând.